Câștigați, câștigați! Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. V-am băgat direct aici în... Ia stai să văd dacă fur și eu kill-ul ăsta. V-am băgat direct aici în meci. Nu uitați să dați câte un like la clipul ăsta. E super important ceea să dați câte un like, pentru că iar au dezactivat comentariile lui Oloș. Și dacă sunt comentariile on, dați și like și lăsați și comentariul am învins YouTube, ok? Bun, perfect. Hai că ți-am făcut eu intro acolo. În timp ce Oloș face 1v9 pe spate, ca să fie toată situația completă. Bă, câtă viață își face asta, bă? What? Haide, moare. Așa, deci vine Killin. Ca să dați like neapărat la clip. Mamă, să luați și kill-ul ăsta, avem 3-0, am început meciul cu 3-0. Dacă nu dați un like pentru videoclipul ăsta să facă minim 1000 de like-uri, eu mă las de YouTube. Nu mă las de YouTube, dar dați și voi un like acolo, vă pup, știți cum e. Suntem aici alături de Take My Fury. Ne-a făcut intro-ul Take My Fury, suntem alături de Take My Fury pe Amumu. Cum zicea și Fury, nu uitați să dați un like acolo, că comentariile ne trolează YouTube-ul să murim. Abia am venit de la Comic-Con, acum am ajuns acasă de vreo... Am ajuns acasă de vreo 2-3 ore. Și ne-am pus și noi să filmăm aici ca să nu vă las o zi fără videoclip, știți cum e, numai că nu, vă dați seama, puțin mai târziu filmam, puțin mai una alta. O să vă povestesc exact cum a fost la Comic-Con pe parcursul videoclipului ăsta și ideea videoclipului, care este că Gold Drinker este un item extrem de broken acum, pentru că tocmai și-a luat un buff imens. O să trecem prin fiecare chestie, dar înainte de asta m-a rugat Take My Fury să vă spun despre serverul lui de Minecraft. Dacă vrei să zici tu ceva. Serverul nostru, unul la mână. Acum a ieșit unul în combinație. Serverul nostru. E și bolul și acolo în combinație. E vorba de serverul de 5M, băieți. Dacă sunt jucători de 5M, intrați acolo pe primul link. Vă să vă las un link în descriere. Așa. Să intrați acolo pe serverul de Discord. Încă nu s-a lansat, deci aveți timp o grămadă. Dar am zis că momentan să promovăm Discord-ul și chestii ca să fie bine. Că și am postat avem... și Fury ceva dacă e... Da, un campion. Bă, ce faci, mă? Ești aici? Băi, s-am postat cel mai tare clip de-al meu până acum, a fost extraordinar, băi, cât am râs, cât ne-am distrat, o să vă realizați că o să filmăm cel mai probabil după clipul ăsta. Încă... Bă, de filmat știu ce am filmat, nou campion. Ce a ieșit? Mi-e frică, ești nemă un popă, băie, mi-e frică rău de tot ce s-a întâmplat. Dacă iese, dacă iese, vedem. Și o să ce mă, și dacă pierdem? O să fim live astăzi de la 3-4 pe acolo, nu uitați să veniți înapoi pe canal dacă ați văzut video-ul ăsta mai devreme. Dacă nu, ai doamnește, vă pup oricum. Ce item să mă duc, mă, nici nu știu. Ah, Gordrin, că am zis că mă duc, stai așa. Cum adică nu știi ce item? Mergem așa, hai. Bun. Acum că s-au făcut toate intro-urile, toate chestiile... Am level-ul mai mare ca tine. Ce? Am level-ul mai mare ca tine, ce s-a întâmplat? Am fugit toată harta după ăștia. Și tale are totul. Hai că vin acum pe aici pe spatele. Așa, brățara de Comic-Con, salutare. Bun, hai să vă povestesc câteva chestii de la Comic-Con. Cred că o luăm în ordine cronologică inversă. Niște chestii de care nici Fury nu știe. N-a auzit Fury, nu s-a aflat încă. Vreți să vă zic unde a fost Take My Fury în timpul Comic-Con-ului? Nicăieri. N-a venit la Comic-Con, n-are flash. Bun, iau. Așa, nu mai zic. Vreau să vă zic că l-am chemat pe Take My Fury, bă, l-am sunat 24 de ore din oră în oră, i-am dat 24 de apeluri din oră în oră, n-a răspuns Take My Fury. Exagerat. Nu, ca să înțelegi ce s-a întâmplat. În prima zi, înainte de Comic-Con, eu am ieșit cu Cristi Fiora, cu Răducul, cu mai mulți pe afară. După aia, când a venit, gen în seara când practic veneai tu, nu? Cred? Da, în seara când practic veneau luși, eu am avut filmări la noua mea piesă, așa. Iar după am fost enorm de obosit pentru că am filmat până dimineață, ca să înțelegeți, am dormit o zi întreagă. Bun, deci practic am ratat ziua de vineri, de Comic-Con, de ieșeală, de tot, n-aveam niciun chef, eram mor de oboseală. Iar după aia, sâmbătă, ne-am pus să lucrăm la serverul de 5M, pe care îl aveți în descriere. Așa, nu, ce mi-explici aici, bă? Coi, deci ce s-a întâmplat? Ne-am pus să lucrăm la serverul de 5M, dar gen seara, super târziu. Îți mai amintesc că te-am sunat la orele alea. La 1-2 ani, Luluș, bă, vrei m-a să vin sunat să te iau? My Fury, deci vreau să vă zic, eu m-am culcat, am dormit 2 ore înainte de Comic-Con pe tren. Și apoi mă sună Take My Fury la ora 2 noaptea, când eu deja, nu, eu eram culcat de la 10, mă trezește la 2 noaptea și, bă, nu ești pe afară. Și după aia, m-am pus să dorm gen ziua. S-a pus să doarmă 48 de ore, cred că s-a pus să ziua de sâmbătă spre duminică, eu am avut telefonul cam toată ziua în cameră. Mă băgați ăștia pe ceva grup pe Insta, mamă, și bipea telefonul continuu și l-am pus direct pe mut. V-am luat morți în pulă la toți. Bă, nu mă jur, direct l-am pus pe mut și l-am stat pe în cameră. Că, pula mea, dacă am treabă la PC sau astea, de obicei nu are cine să mă sune, că îmi dă mesaj pe Discord dacă nu-mi vede. Ololoș, bineînțeles că el e în epoca glaciară, încă n-auzi de Discord. Să-mi dea mesaj pe Discord. Ah, nu i-am scris pe Discord. Bine, mă, chat. Nu, chiar nu mi-ai scris pe Discord și eram la PC. Hai să vă zic poveștile amuzante, deci. Hai.
Am fost la Comic Con acolo, ne-am auzit, ne-am văzut, ne-am simțit bine, ne-am alea, ne-am simtem bine. Hai că ia mă, stai liniștit. Ia uite, ulta aia la... Ai văzut, m-ai oprit. Vino ca și Bobot aici. Ne-am simțit bine, ne-am simtem bine, făcut poze, toate cele. Dar, cel mai important, fiți vă zic un haz de s-a întâmplat în ultima zi. Aici, da? pe ala. În momentul în care plecam, deci. Eu aveam apartamentul meu în care am stat, am stat singur. Am zis că nu zic pe YouTube că stau singur, că vine lumea după mine sau ori. Da, cineva în curce, mai era în București, mă. Oh, București nu e oraș. Ia uite-l, mă! Ce-a pățit ăsta? Sper ce, să, cine te-a rănit, să mai merg. A, stai puțin, două secunde, că am aici o treabă, două secunde. Fii atent cum îmi dau recall. Așa. Dar recall aici lângă. Povestea. Așa. Uite-te puțin la mine, camera pe mine. Da, mă, da. Bun. Foarte, foarte amuzant. În ultima zi când am plecat, eu trebuia să-mi eliberez locul de la închiriat mai devreme. Bun, și m-am dus la Cristi. Nu știți pe Cristi. Dacă nu știți pe Cristi, e un prieten de-al nostru. Așa. Cristi avea mare penthouse. Nu știu dacă știai, Firi. Da, știu că am fost la el acasă. Ah, bun. Mare penthouse, nu știu ce. Din alea de vedete, de nu știu cine stătea acolo. Mă rog, vă explic eu. Așa, și coboram și noi scările să plecăm. Să ne ducem la Comic-Con în ultima zi. Ne oprește o vecină. Și începe să ne amenințe. Că facem gălăgie de la ora 3, că e zi de duminică, gen ora 3 la prânz. Că de ce facem gălăgie? Era de la ora 3 la ora 5, am făcut gălăgie, ci că 2 ore, că am vorbit mai tare. Și au zis că cheamă poliția, că ne pune bulină în cazier, că nu știu ce, că se dă cu capul de oglindă și apoi le zice la polițiști că noi am bătut-o. Eu îi ziceam că o bat eu, pe bune. Bă, deci atât de tare m-am abținut, că era gen, bă, i-am zis, gen, dacă eram eu acolo, dacă era apartamentul meu, fai, ai. Nu că o băteam, mă, nu batem pe nimeni, noi vorbeam frumos. Pula, doar vorbeam, gen. Vorbeam frumos. Dar Cristi a zis, mai pare rău, nu știu ce, vine, hai. Vă dați seama. Mă, da, nu, băi, ce dracu te amenință, bă, aia, că... Nu știu dacă am omorât-o. Nu, pe dacă îmi zicea mie asta, că să dă capul, după mine, ziceam, da, mai bine să vezi că bate să fie totul legit? Mamă, ce chef de scandal aveam. Ne-a povestit, bă, ne-a povestit că era Justin Bieber acolo și nici el nu făcea așa scandal. Din astea, mă, nu. Ce, mă? Mă, Fury, nu cred că ai văzut poza, bă. Guys, o să circule o poză undeva. Mamă. Deci erau, știi, pe... De fapt, nici nu știu dacă știi băieții de stăteau cu Cristi, aia doi băieți. Da, știu, hai pe bot. Lasă-mă, mă, să mai pușez un... M-a chemat la poză, gen în penthouse acolo. Bă, păi, și gen, știi că e full de oglinzi acolo, da? Și-au dat cu aia chiloții jos. Gen. Și-au arătat curul în oglindă, știi? Și gen, am făcut poză cu ei și gen, li se vedeau curul în oglindă și eu nu știam cu aia. No, my God. O să pară că ai fost la ultimul swinger, da, la gen... Oh, my God. Că erau doi dezbrăcați, unul lângă altul, lângă mine și eu... Nu știam de ce voiau să facă poză cu mine. Altă poveste cu râsul ăsta, acum că mi-am amintit cu râsul meu. Am venit pe tren, am fost cu niște profesoare în cabină din aia de dormit, da? Cu ei, și îmi fac profesoarele că m-au recunoscut după râs și mi-au trimis poza la copiilor. Au făcut poză cu mine profesoarele. Ce, mă? Da, mă, că mă știa de pe YouTube. Ce, mă? Da, cu ei. Și-au făcut... Cine dintre cu-i profesoră și te uită la tine cu aia? Nu, mă, dar mă știu de la copiicică. Și ne-a trimis poză la copii, la copiii lor, cu mine, gen. Și-au făcut selfie cu mine. Și face... What? Face o profesoară că toată ziua te aud prin casă cu râsul tău. Erau măcar... Nu, mă, erau la... A? Oh, știu câți ani aveau. Erau, doamne, profesoare, dar... Uite asta. Cum se cade? Ok sau? Nu, mă, nu erau de mine, ce ai? Milfel, gilfel, nu, ce erau, mă? Nu, lasă-i eu, săraci, doamnele. Vă pup, doamnele, nu mai știu cum vă cheamă, da. Aulu, dar chiar că vă uite la clipul ăsta. Adevărat. Bine că n-a fost eu între ăla. Că nu mă recunoșteați, gen. Aha. Hai că nu mă recunoște. Nu o recunoaște nimeni pe tăiarii. Bă, avem 7-0, văd că toată lumea se descurcă în meciul ăsta. Așa, care e ideea la meciul ăsta? Ce s-a întâmplat la Gordinker? Gordinker și-a luat un buff de 100 HP, care înseamnă... ult.
Și vreau să vă arăt cât de tanky este Riven acum cu Gordon cărul ăsta bufat, de exemplu. Dar, nu știu, Kaylin e pe mid, i-a dat o ultă la asta, nu știu ce se întâmplă, tu ratezi Q. Bă, vezi că... Eu? Tu? Bun, ai luat minionul. A venit și fai. La mine, la mine, la mine. Cine mi-a dat stun, mă? Mi-a dat Sona stun mie? Ce s-a întâmplat, mă? Ce l-a stun de la căcaturile alea? De la ce? Ia uite-o, aici. Mamă, cum era? Cum era, mâncați-și gura ta. Dar unde? Ia pune-mi un word. N-am. Unde-i, mă? Ce-a făcut? Dă cu pied, dă cu bolofan după mine. A, e pe mid. Mă, o să-i fac de-aia, îmi doare. Pă, ia uite-mă și-o la pietrele. Da, așa. Ia vezi. Mamă, ce-a făcut? Bă, am venit. Bă, nu cred că e cea mai bună idee, eu te-ai șuri. De ce n-ai știut? Că era broken gold drinker-ul. Era broken gold drinker-ul? Sincer, acolo dacă... Dacă era broken gold drinker, eu zic că dădeam penta. Ia uite chat. Am făcut multe acolo, s-a jucat the prea insane. Slowest combo in the world. Păi n-am făcut nimic, m-am dus la sigur, dracu. Cred că a fost cel mai clujan combo posibil, l-am văzut în viața mea. No, unde-i baiul, că tot mort e. Tu l-ai, doamne. Bă, sincer, încă o chestie pe care am observat-o, bă, părul meu nu reacționează bine la apa de București, bă, nu am cum să-mi fac părul, m-am dus la Comic Con, credeți-mă, aveam părul mop. De-aia, mă, toți așa freza în București, mă. București, cred că unde-i fost tu acolo, o fi avut, aia era o urmă de ce-a fost apă, cred. Bă, da, de-aia, acum mi-am dat seama, de-aia au toți părul ăla, bă, de mop în București, de toți băieții, din părul ăla așa tuns, scurt, no, mop în față. Nu, e freza cringe, atâta tot. A, e numai la modă, am înțeles. E doar cringe atât. Nu, păi așa-mi stătea și mie, numai că eu am părul mai lung, gen, de-aia zic. Da, mă, la voi au mai puține... de-alea, valori în cifra octanică. Du-te, bă, dracu, de aici, mă. E formula chimică la apă, mai... Păi, probabil aveai duș de la cu 15 zi rânduri de calcar. Moară mama. Dar nu era... Ce-a făcut de-a... Dar nu dădeai drumul la dușul ăla, scădea calgon în cap. Ia fie, 3, 2, 1, ha, hățic, Johnule, ia uite Q-ul ăsta gri, antracit. Băi, mai dau una? Hai, a, da, voiam să vă arăt și mașina de șolatul tăi mai ferit, și-o luat un, un i8 acum. Mă plimba pe aici, prin Cluj, ce? O fai vim. Haide. Hai să batem pe ăsta. Unde ești, băiatul meu? Nu, mă, și-a luat un i8 din ăla. Fără gatherinca. Cine, mă? Tu. Adevărat? Da, mă, este pe rețea aia, i8. Nu știi? Bă, da, frate, eu sunt. Nu mai zic nimic, las, s-a făcut gluma glumelor, chat. Vezi că a fost bună, dacă ai fi înțeles, ar fi fost bună, dar... A fost, am zis, dar... Nu știu, a fost o glumă exact pentru copii la doamna profesoară. Bă, am sărit cu ăsta aici. Bă, ce facem ăsta? Unu. Vino cu ăla? Să poate, bă, mai bugui că eu l-am. Nu trebuia să nimeni pe aia niciodată. Hai că te închezi eu. Glumez, bă, hățix. Bine, hai că e bine. Ia uite, hățix. Așa, hai să vedem gol drink-ul ăla. Hai să-l dea în mine, hai, săriți. Nu o săriți. Stai. Bă, ce fac ăștia? Nu mai sar. Am viața că sar eu. Mă, bă, m-am dus. Hai că vin și eu. Aoleu, ce handicapata e. A dus și pe ăsta. L-a luat, bă, l-a furat. Ăsta cu Sora a fost folositor. Nu mai are nimeni bounty de la noi, toată lumea a murit. A murit ăștia cu tot bounty-ul, mi-au luat kill-urile să se omoare. Hai că mi le-au luat acea dacă bă, sunt toate ale mele. Spre apărarea mea n-am avut niciodată bounty. Ha, fraierilor. Mă, ce drum obositor a fost până la Cluj. Ai, ai, ai. Nu vreau să... Mamă, ce-am pățit pe tren. Vă mai zic eu povești de la Comic Con pe live, dar până atunci... Pizanț. Ce-am pățit pe tren. Mi-am luat și eu tren frumos de la București, Cluj, știți cum e? Mă rog, nu cred că știți cum e, dar vă explic eu. Trenurile, gen, basically se schimbă la Dej. Irelevant, așa. Păi, eu tot timpul când am fost la din asta de dormit, bă, n-a trebuit să fac nimic.
Bă, acum vine ăla, mă treziște, vezi că trebuie să schimb trenul, nu știu ce, vagonul, pleacă, hai repede! Că nu stă, băi, eram gen, what the fuck is going on? Da, nu o mai zic. Am firit și a trebuit să mă cobor din trenul în care eram, să mă urc în alt vagon și să mă duc ăla la Cluj și să stau și pe scaun. Și nici nu aveam loc, gen, era așa, dacă ai loc, ai, dacă nu, ai. Dacă nu, te ții de mâner. Legit. Bă. Ce se întâmplă? Mamă, ce! Mamă, ce le-am făcut la ăștia. Stai, că cred că intru aici. Ia, fiți atenți chat aici, niște gold drinker power, fiți atenți. Bai, ai, ai! Ia, deci sunt full HP chat, păreri! O, oh, mai zic nic. Mamă, dacă te băgai atunci când am dat eu ultima ta. Da, mă, da, mi-am dat eu în, din ăla, în stand de Talia. A, da, s-a putut. Nivelul de IQ a sus tot. Aveam, avem și noi 16-0. Chat. Vă dați seama că a trebuit să vă scot și eu un video acum cu ce s-a mai putut. Dacă aveți idei de video, puteți să mi le lăsați, să mi le lăsați întotdeauna în comentarii, dacă am avea comentarii, și, dar puteți să lăsați și un like. Și videoclipuri de 5M, că o să fac o lăși acum pe nou nostru serv. L-aveți în descriere! Să intrați, faceți roleplay, băi. Faceți roleplay, că nu e cringe, bă. In-game, in-game. E cringe doar in-game să faci roleplay, sincer. In-game. Adică dacă faci RL, e ok. Da. Vine unul, ți-a fața în pulul lor, știi cum se termină. Spuse olul lor Samsaru, când i-am arătat prima dată 5M, nu l-a mai scos cu zilele din el. Da, zici că tu nu, tu nu te ai Fury. Da, eu n-am zis niciodată nimic, gen. Aha. Tu ești ăla, tu... Mai țineți minte când s-a lăsat Tengai Fury de YouTube, vreo două luni, da, nu, era pe 5M. Își după făcea, aia își era, făcea, da frate! Își făcea corabie pe 5M două luni la rând. Hai frate, băgăm la păcarele, hai frate să vindem arme pe Street Groove, pe din astea, să-mi fac bani de corabie pe 5M, să-mi iau Bentley. Două luni asta fără să posteze nimic. Așa, mai ai ceva de zis? Coaie, efectiv a folosit unealta plașului, ești nebun, că nu poți să-ți menții un argument, gen, ca să realizați că mi-a dat mut. Că era o loși. O, frate, vin și anul ăsta pe BMW? Da, hai că îți mai pune diferența, frățiorul. Da, mă, eu n-am zis că nu. Păi ia... Tu și stai dreacu, dă-mi gură. Da, și tu. Hai mă, păi... Da. Dar eu măcar mă băteam și era amuzant. Te băteai, se împușca în 5M. Nu să vând mașini. O, hai că îți fac clipul în pula mea. Fă-l, hai, frate. Și ăsta. Dar dă-i și tu să nu mor. Așa. Uite, da, mă, tu te băteai acolo, te duceai pe insula Șucare să-ți iei pistoale. Maco, eram siren. Da, da, cu aia și spunem că era mai boring. Uite, mă, iar a dat ulta să-mi fure kilo. Bă, e drogat, asta că ce făceai tu era mai interesant. Spunem că tu Samsarul de mașină era mai interesant, frate. Nu mai zic. Ba, a, eu okay. Măcar făceam avere. Păi, și ce? Wow, niște pixeli. Păi și tu la ce te jucai tu surți? Păi, mă jucam la Caterinca, gen ca să ne batem, era mai fun. Decât să... Nu știu, să... Să ai bani, nu știu. Da, mă, zicea te mai feri, frate, uite, l-am împușcat pe liderul din nu știu ce, am făcut gang-ul da, suprem. Da, și Roloș, da, am vândut acum un Matiz, și trebuie să vând un Passat B7, dar trebuie să-l spăl, că tasul ăla care l-a avut a mers cu vaca în el. Și pula mea, mă, coi. Bă, nu mai zic. Da, o să niște degenerați amândoi. Scurt și pe doi, cum ar spune un mare star, soțul Vulpiței. Intrați pe server acolo, că o să pe mine o să mă vedeți la roleplay, pe Oluș la administrare. Eu sunt administrator. Oh, știu, probabil o să pună și el să vândă niște mașini. Bă, nu ești pe Tomă? Bă, trebuie să vii pe top, bă, bă, vii, bă, penta! Stai mă că mi-o beam, n-auzi. Lasă, hai la baron, frate. Pe aici, baronul, în sus! Nu e grabă. Ia uite-l pe ăsta. Sunt de la Cluj. Cu aia, vii odată, efectiv ăștia mor de la nimic. Hop, așa. Hai, bate-l pe ăla, că eu îi țin pe ăștia. Tu l-ai, domnii, dar unde-i graba? O să vii? Am cu ei, bă, ți-a două zile lucrătoare să-l bați pe ăla, bă, fute sar lumea în capul tău. A, te-a ajutat ăla. Hai, bate-l pe ăla acolo. Să mergi, ăsta s-a sinut. Nu, o să poate.
Până a venit o lor, îmi dau flash-ul de nez, uite de aici. Mi-am dat flash-ul de nez. FF, hai băieți, intrați pe serverul de 5M, dați like la unul lui să facă și el niște like-uri, că nu vedeți că trăiește în like-urile astea, să mă face să-mi sărie cu like-urile, o să-și vândă like-urile. Bine, mă, mersi mult că v-ați uitat la video-ul ăsta. Și dați un follow pe OnlyFans. Dacă nu ați dat un like, nu uitați să dați un like, nu uitați să dați un follow pe Insta. Mamă, trebuie să facem și giveaway-ul ăla, bă, chiar v-am promis un giveaway, să dăm niște skin-uri cândva. O să facem pe 5M. Dați un follow pe Insta ca să, dacă sunteți interesați de giveaway, o să dăm acolo pe giveaway. Probabil o să fie pe Insta giveaway-urile, vă dați seama. Mersi mult că v-ați uitat la video-ul ăsta. Ne vedem la următorul Comic-Con. Mamă, am uitat să vă zic. Vă zic mai multe pe live, intrați pe live și vă zic eu cum a fost Comic-Con. Vă pup, mersi mult că v-ați uitat și ne vedem și mâine dimineață. Doamne ajută, pupici.